Salutăm! Azi revin cu un nou videoclip de acasă, unde vreau să vă prezint cum afumăm cârnații cu fum rece. Asta e afumătoarea. Până astăzi am folosit fum cald, adică am băgat în ea un viling cu și dădeam foc la firizar și urca fumul în sus. Aici erau găurile de aerisire, 3 pe o parte, 3 pe alta, una în spate și aici e capacul. Și acum folosim fum rece. Pentru asta am achiziționat un cuptor, care vedeți, e închis complet ermetic, un burlan de 1,5 m, o să dau cu trepiedul mai aproape să vedeți. Am făcut o gaură rotundă în afumătoare jos, și unde am scos cotul. Haideți că o să dau mai aproape ca să vedeți. Prima dată să vă arăt cuptorul. Aici iasă cotul. Intră în afumătoare. Uitați, în afumătoare cu cot la 45 de grade, nu la 90 de grade. Și urcă fumul sus, după cum vedeți. Acum am lăsat ușa deschisă ca să vă arăt. Cârnații sunt făcuți acum, proaspeți, spuși, păruți de brad. E foarte simplu de făcut. Vă găuriți afumătoarea. Pentru asta folosiți un flex. Pe el să fie o pânză cât mai mică, adică cât mai uzată, ca să puteți merge rotund. La urmă dăm un pic cu pila și iasă. Să vă arăt acum și focul. Focul ori folosim, aici e cu focarul, ori folosim lemne. Dacă nu, când e jar, putem băga și rumeguș. Dar eu acum o să folosesc lemne. Vă mai arăt odată și cuptorul. Uitați-l cum arată. E un cuptor foarte, foarte bine făcut. Jos are grătar, are picioare. 3. Din el aici are ieșirea, se poate folosi și pentru gem. Dacă îl folosim pentru gem, trebuie să punem cotul de aici și ridicăm burlanul în sus. Vedeți că zisă, uitați, și merge fumul foarte, nu trebuie să-i dăm în gură la foc, ca să meargă tot timpul încet. Na, încă o dată, uitați acum merge focul și mai bine. Uitați-l ce frumos merge când o să fie ușa închisă. Tot fumul înăuntru. Acum e doar ca să vă arăt. Cârnații să nu fie lipiți unul de altul. Aici putem pune și șuncile. Acoperișul e decopertat. Și e mult mai avantajos să folosim fumul rece ca și fumul cald. Nu o să dea direct pe ei. Nici nu miroasă ca avantaj așa tare. Așa tare cârnații cartaboșii și se usucă mult mai bine. Aici la foc, v-am zis, după ce îi jar, putem pune peste jar rumeguș sau dacă nu, lăsăm lemnele. Ce e foarte, foarte important, să nu aprindem cu motorină sau dacă aprindem cu motorină, să nu meargă direct fumul în afumătoare, să lăsăm fără burlan, să nu prindă miros cu motorină. Aprindem
cu ceva mai ecologic, paie sau fân. Deci asta foarte important, pentru că mirosul de motorină chiar nu iasă din, știți, din nimica. Și atunci mai ales să miroase carnea asta. Da. Cam asta a fost despre afumătoarea cu fum rece. Vă recomand să faceți acasă. Fiecare poate aveți un cuptor mai rău sau asta. Aici de dat gaură, vă chinuiți un pic, v-am zis, pe flex puneți o pânză mai uzată și cu aia mergeți rotund. Mare grijă la flex să folosiți de timpul apărătoare și ochelarii să-i aveți ca să nu sară în ochi. Și puteți face foc în continuu, pe când la fumul cald trebuie din oră în oră să venim să ne uităm la firizar, la astea. E mult mai avantajos și e mult mai gustos și astea. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Acum o să închidem și ușa ca să vedeți cum arată închisă. Avem aici două lamele, una sus și una jos. Aia jos n-o pun. Și acum fumul o să iasă în găurile astea de aerisire și până acoperiș. La nevoie putem închide acoperișul ca să fie mai mult fum înăuntru. Da. Încă o dată, dacă v-a plăcut, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!